Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Câmpul magnetic al Pământului este slăbit de o anomalie misterioasă, ne spun oamenii de știință, iar răsturnarea polilor ar avea consecințe dramatice. Deasupra noastră ceva nu merge bine. Câmpul magnetic al Pământului este în cursul unei slăbiri dramatice și, potrivit unei cercetări ulterioare, această perturbare fenomenală este partea unui model ce durează mai mult de 1000 de ani. Câmpul magnetic al Pământului s-a răsturnat cu 42.000 de ani în urmă, iar consecințele au fost dramatice. Pământul nostru are un nucleu topit care generează câmp magnetic capabil să apere planeta noastră împotriva vânturilor solare. Câmpul de protecție se extinde la mii de kilometri în spațiu, iar magnetismul său influențează totul, începând de la auroră și terminând cu rețeaua electrică. Dar acest câmp, atât de important pentru viața pe Pământ, a slăbit cu aproximativ 15% în ultimii 200 de ani. Și acest lucru, spun oamenii de știință, ar putea fi un semn că polii Pământului sunt pe cale să se răstoarne. Câmpul magnetic al Pământului nu doar ne oferă polii noștri de sud și nordic, el de asemenea ne protejează de vântul solar și de radiația cosmică. Dar acest câmp de forță invizibilă slăbește rapid și, potrivit oamenilor de știință, el ar putea ajunge la punctul în care se va răsturna, inversând astfel polii magnetici. De altfel, inversarea câmpului magnetic al Pământului nu este un fenomen unic în trecutul istoriei noastre. Ultima dată un astfel de eveniment a avut loc aproximativ 780.000 de ani în urmă. Cu toate acestea, în urmă cu aproximativ 40.000 de ani, el a început să se apropie din nou. Când acest proces este în curs, el nu se desfășoară rapid, iar inversarea polarității se produce încet, timp de mii de ani. Nimeni nu știe cu certitudine dacă o astfel de inversare este iminentă și unul din motive este lipsa de date sigure. Regiunea de care se îngrijorează cel mai mult oamenii de știință se numește Anomalia Atlanticului de Sud, o vastă suprafață extinsă de la Chile până la Zimbabwe. Câmpul este într-atât de slab încât sateliților Pământului le este riscant să intre în el, deoarece radiația suplimentară ce pătrunde poate perturba electronica lor. Noi deja de mult știm că câmpul magnetic se schimbă, dar nu știam cu siguranță dacă este ceva neobișnuit pentru această regiune la un interval de timp mai lung sau dacă este ceva normal, declara încă din anul 2018 fizicianul Vincent Hare de la Universitatea Rochester din New York. Unul din motivele pentru care oamenii de știință nu știu prea multe despre istoria magnetică acestei regiuni a Pământului este lipsa a ceea ce se numește date arheomagnetice, adică dovezi fizice ale magnetismului din trecutul Pământului, păstrate în relicvele arheologice din epocile trecute. O astfel de epocă trecută se trage de la un grup de africani străvechi, care au locuit în valea râului Limpopo, care mărginește cu Zimbabwe, Africa de Sud și Botswana, regiuni care se încadrează în anomalia Atlanticului de Sud de astăzi. Cu aproximativ 1000 de ani în urmă, aceste popoare Bantu respectau un complicat ritual superstițios în perioadele dificultăților de mediu. În perioadele de secetă, ei își ardeau colibele de lut și depozitele de cereale într-un ritual sacru de curățare, pentru a face ploile să vină din nou, fără a ști că au efectuat un fel de pregătire științifică prealabilă pentru cercetările cu câteva secole mai târziu. Atunci când ardeți argila la temperaturi foarte înalte, voi, de fapt, stabilizați mineralele magnetice, iar după ce se răcesc, ele se blochează într-o înregistrare a câmpului magnetic, a explicat un membru al echipei de cercetători, geofizicianul John Tarduno. Astfel, analiza artefactelor străvechi care au supraviețuit în urma acestor arderi, pe lângă practicile culturale ale strămoșilor africanilor de sud actuali, dezvăluie mult mai multe lucruri. Noi căutam un comportament periodic al anomaliilor, deoarece credem că anume acest lucru are loc astăzi și provoacă anomalia Atlanticului de Sud, a spus Tarduno.
Noi am găsit dovezi că aceste anomalii au avut loc în trecut și acest lucru ne ajută să studiem schimbările actuale din câmpul magnetic în acest context, a adăugat acesta. Ca un compas solidificat în timp, imediat după ardere, artefactele au arătat că slăbirea câmpului magnetic în regiunea anomaliei Atlanticului de Sud nu a fost un fenomen istoric izolat. Fluctuații similare au avut loc în anii 400-450 era noastră, 700-750 era noastră și 1225-1550 era noastră. Iar faptul că există un model ne sugerează că poziția anomaliei Atlanticului de Sud nu este un lucru întâmplător. Noi primim din ce în ce mai multe dovezi convingătoare că există ceva neobișnuit la granița nucleului și mantiei de sud Africa, care ar putea avea un impact asupra câmpului magnetic, spune Tarduno. Slăbirea actuală a câmpului magnetic al Pământului, care are loc în ultimii 160 de ani sau ceva pe lângă, este considerată a fi provocată de o vastă rocă densă numită regiunea africană vastă cu deplasare de viteză mică, care se află la aproximativ 2900 de kilometri sub continentul african. Aceasta este o caracteristică profundă care ar trebui să fie prezentă timp de zeci de milioane de ani, au explicat cercetătorii, în timp ce de-a lungul a mii de kilometri granițele sale sunt bine definite. Această regiune densă, ce există între fierul fierbinte lichid de la periferia nucleului Pământului și mantia mai solidă rece, se presupune că perturbează cumva fierul care ajută la generarea câmpului magnetic. Este nevoie de multe cercetări însă pentru a înțelege ce se întâmplă cu adevărat. După cum explică cercetătorii, ideea convențională de inversare a polului constă în faptul că ea poate începe oriunde în nucleu. Dar cele mai recente descoperiri sugerează că ceea ce se întâmplă în câmpul magnetic deasupra noastră este strâns legat de fenomenele care se petrec în regiuni speciale, la granița dintre nucleu și mantie. Dacă oamenii de știință au dreptate, atunci, datorită unui ritual de ardere a lutului acum 1000 de ani, noi am căpătat o piesă din puzzle-ul slăbirii câmpului magnetic. Totuși, deocamdată nimeni nu poate spune cu siguranță ce ar însemna aceasta pentru viitor. Cel puțin acum noi știm că acest comportament neobișnuit a avut loc cel puțin de două ori în ultimii 160 de ani și este partea unui model mai mare pe termen lung, a spus Vincent Hare. Cu toate acestea, pur și simplu este încă prea devreme să spunem cu certitudine dacă acest comportament va duce la o inversare completă a polilor, a adăugat acesta. Constatările oamenilor de știință au fost publicate în Geophysical Review Letters. Lumea a experimentat câteva secole de condiții apocaliptice în urmă cu 42.000 de ani, declanșate de o inversare a polilor magnetice ai Pământului, în combinație cu schimbările în comportamentul Soarelui. Aceasta este o constatare cheie a noului studiu multidisciplinar publicat în Science. Această ultimă inversare geomagnetică majoră a declanșat o serie de evenimente dramatice care au avut consecințe de anvergură pentru planeta noastră. Ele arată ca un scenariu al unui film de groază. Stratul de ozon a fost distrus, furtunile electrice s-au dezlănțuit peste tropice, vânturile solare au generat spectacole luminoase sub formă de auroră polară, aerul arctic s-a revărsat spre sud, straturile de gheață și ghețarii au crescut, iar modelele meteorologice s-au schimbat violent. În timpul evenimentelor, viața pe Pământ a fost expusă luminii ultraviolete intense. Neandertalienii și animalele gigantice, cunoscute sub numele de megafaună, au dispărut, în timp ce oamenii moderni au căutat protecție în peșteri. Polul nordic magnetic, spre care indică acul busolei, nu are o locație permanentă. În schimb, el oscilează cu timpul datorită mișcărilor din nucleul Pământului. De regulă, poziția sa oscilează pe lângă polul nord geografic, punctul în jurul căruia se învârte Pământul. Din motive care nu sunt încă complet clare, mișcările polului magnetic pot fi uneori mai extreme decât o simplă oscilație.
Una dintre cele mai dramatice migrații a polului de acest fel a avut în urmă cu aproximativ 42.000 de ani și este cunoscută ca excursia La Champs, numită după satul din masivul central francez unde a fost descoperită. Dovezi ale excursiei La Champs au fost găsite în întreaga lume, inclusiv cea mai recentă în Tasmania, Australia. Dar până acum, nu a fost clar dacă astfel de modificări magnetice au avut un impact asupra climei și vieții pe planetă. Noua lucrare reunește mai multe linii de dovezi care sugerează cu tărie că efectele au fost într-adevăr globale și de anvergură. Pentru a investiga ce s-a întâmplat exact, au fost analizați arborii Kauri din Noua Zeelandă, care s-au păstrat în turbării și alte sedimente mai bine de 40.000 de ani. Folosind inelele de creștere anuală din copacii Kauri, cercetătorii au reușit să creeze intervalul de timp detaliat al modului în care atmosfera Pământului s-a schimbat pe parcursul acestei perioade. Copacii au dezvăluit o creștere prelungită a nivelurilor atmosferice de radiocarbon cauzată de prăbușirea câmpului magnetic al Pământului pe măsură ce polii se schimbau, oferind o modalitate de a lega cu precizie înregistrările dispersate geografic pe scară largă. Arborii Kauri seamănă cu piatra Rosetta, ajutându-ne să unim înregistrările schimbărilor de mediu din peșteri, miezurile de gheață și turbăriile din întreaga lume, spune profesorul Alan Cooper, care conduce acest proiect de cercetare. Folosind noul interval de timp creat, cercetătorii au putut arăta că centurile tropicale de ploaie din Pacific și vânturile din vestul Oceanului de Sud s-au schimbat brusc în același timp, aducând condiții aride în locuri precum Australia și la dispariția unei game de megafaune, precum cangurii gigantici și vombatidele uriașe. Mai la nord, vastul strat de gheață Laurentide a crescut rapid în estul Statelor Unite și Canada, în timp ce în Europa, neandertalienii au dispărut brusc. Lucrând cu un program de computer care a simulat interacțiunile globale între chimie și climă, oamenii de știință au investigat impactul unui câmp magnetic slab și modificările în puterea Soarelui. Important, în timpul inversării magnetice, puterea câmpului magnetic a scăzut cu mai puțin de 6% din cel pe care îl avem astăzi. O busolă pe atunci ar fi întâmpinat greutăți pentru a găsi nordul. În esență, fără câmp magnetic, planeta noastră și-a pierdut în totalitate scutul foarte eficient împotriva radiațiilor cosmice și multe din aceste particule foarte pătrunzătoare din spațiu au putut ajunge în straturile superioare ale atmosferei. În plus, Soarele a experimentat mai multe mari minime solare pe parcursul acestei perioade, timp în care activitatea solară per total a fost în general mai mică, dar și mai instabilă, trimițând numeroase erupții solare masive, care au permis razelor cosmice ionizate mai puternic să ajungă la Pământ. Modelele studiului au arătat că această combinație de factori a avut un efect amplificator. Razele cosmice cu energie ridicată din galaxie și de asemenea cele provenite de la erupțiile solare au reușit să pătrundă în atmosfera superioară, încărcând particulele din aer și provocând modificări chimice care au dus la pierderea ozonului. Simulațiile chimice climatice modelate sunt în concordanță cu schimbările de mediu observate în numeroase înregistrări de climă naturală și schimbării de mediu. De asemenea, aceste condiții ar fi extins spectacolele luminoase orbitoare ale aurorei în întreaga lume, uneori nopțile fiind la fel de luminoase ca și zilele. Cercetătorii sugerează că schimbările dramatice și nivelurile fără precedent ridicate de ultraviolete au făcut ca primii oameni să caute adăpost în peșteri, fapt ce explică înflorirea bruscă aparentă a artei rupestre în întreaga lume, în urmă cu 42.000 de ani. Acestea probabil arătau ca sfârșitul lumii. Din cauza coincidenței evenimentelor cosmice aparent aleatorii și a schimbărilor extreme de mediu în urmă cu 42.000 de ani, găsite în întreaga lume, această perioadă a fost numită evenimentul Adams, un omagiu adus marelui scriitor de science fiction, Douglas Adams, care a scris Ghidul autostopistului galactic,
și a identificat 42 ca răspuns la viață, univers și orice. Douglas Adams într-adevăr a dat de ceva grandios și rămâne un mister de unde a aflat el aceasta? Cert este că pentru oamenii de știință rămâne o preocupare posibilitatea inversării câmpului magnetic. Cu atât mai mult cu cât studiile lor arată că polii magnetici ai Pământului probabil sunt pe cale să se răstoarne. Într-un nou raport, Daniel Becker, director al Laboratorului de Fizică Atmosferică și Spațială de la Universitatea din Colorado, susține că sunt semne ale inversării. El spune că dacă va avea loc această inversare, este posibil ca unele zone ale planetei noastre să rămână nelocuibile, datorită distrugerii rețelelor energetice. Cercetătorii au realizat o animație care prezintă deplasarea polilor magnetici în intervale de 10 ani, între anii 1970 și 2020. Cercetătorii au realizat un raport detaliat pe Undark, scris de Alana Mitchell, care are o carte nouă cu privire la subiectul dat, intitulată Magnetul rotativ, forța electromagnetică ce a creat lumea modernă și care o poate distruge. Iată ce scrie Mitchell. Pericolele sunt fluxurile de particule devastatoare de la Soare, razele cosmice galactice și razele ultraviolete B, ca rezultat al deteriorării de către radiația stratului de ozon, sunt doar câteva din forțele invizibile care ar putea dăuna sau ucide creaturile vii. Istoric vorbind, polimagnetici nordic și sudic se răstoarnă în fiecare 200.000 sau 300.000 de ani. Cu toate acestea, o răsturnare a întârziat, deoarece ultima a avut loc aproximativ 780.000 de ani în urmă. Cele mai recente date de la cei trei sateliți SWARM ai Agenției Spațiale Europene, care monitorizează câmpul magnetic al Pământului, sugerează că o răsturnare ar putea fi iminentă. Sateliții permit cercetătorilor să studieze schimbările care au loc în nucleul Pământului. Studiile lor sugerează că fierul și nichelul topit epuizează energia din nucleu în apropiere de locul unde se generează câmpul magnetic. Deși oamenii de știință nu sunt siguri de ce se întâmplă acest lucru, ei descriu un tip de activitate agitată care ar putea sugera că câmpul magnetic se pregătește să se răstoarne. Dacă schimbarea va avea loc, noi am putea fi expuși la vânturile solare capabile să facă găuri în stratul de ozon. Impactul ar putea fi devastator pentru omenire, prin distrugerea rețelelor electrice, schimbarea radicală a climatului Pământului și creșterea ratei de cancer. Aceasta este un lucru serios, a spus pentru Mail One Richard Holm, profesor în știința Pământului, Oceanului și Ecologiei la Universitatea din Liverpool. Imaginați-vă pentru o clipă că alimentarea cu energie electrică a fost devastată de câteva luni. Foarte puține lucruri se pot face fără electricitate în zilele noastre, a adăugat acesta. Clima Pământului se va schimba drastic. De fapt, un studiu danez consideră că încălzirea globală este mai degrabă legată direct de câmpul magnetic decât de emisiile de dioxid de carbon. Studiul susține că planeta este într-o perioadă în care are un acoperământ de nori jos datorită cantității mai mici de raze cosmice ce pătrund în atmosferă. De asemenea, radiația la nivelul solului va crește, cu unele estimări care sugerează că expunerea globală la radiațiile cosmice se va dubla, cauzând astfel o creștere a deceselor provocate de cancer. Cercetătorii prevăd că, în caz de răsturnare, în fiecare an, 100.000 de oameni ar putea muri din cauza nivelului crescut al radiației spațiale. Radiațiile ar putea fi de 3-5 ori mai mari decât cele din găurile de ozon create de om. Mai mult decât atât, găurile de ozon vor fi mai mari și vor trăi mai mult, a spus Dr. Colin Forsyth de la Laboratorul de Științe Spațiale de la UCL. Magnetosfera este o zonă vastă în jurul Pământului, produsă de câmpul magnetic. Prezența sa înseamnă că particulele încărcate ale vântului solar nu pot străbate liniile câmpului magnetic și sunt deviate în jurul Pământului.
oamenii de știință au descoperit că oalele antice pot acționa ca o capsulă de timp magnetică. Acest lucru se datorează faptului că ele conțin un mineral pe bază de fier numit magnetit. Când se formează oalele, mineralele de magnetit se aliniază cu câmpul magnetic al Pământului, asemenea acelor unei busole. Prin examinarea ceramicii din preistorie până în epoca modernă, oamenii de știință au descoperit cât de dramatic s-a schimbat câmpul în ultimele secole. Ei au descoperit că câmpul magnetic al Pământului se află într-o stare permanentă de flux. Nordul magnetic deviază și la fiecare câteva miliarde de ani, polaritatea se schimbă, astfel încât o busolă va indica spre sud în loc de nord. Pământul ar putea repeta soarta planetei Marte, o lume oceanică, ce a devenit aridă, o planetă neroditoare, incapabilă să susțină viață, mai spun oamenii de știință. Totuși, viața a existat pe Pământ miliarde de ani, perioadă în care au existat multe inversări. Nu există o corelație evidentă între dispariția animalelor și aceste inversări. De asemenea, inversarea periodică a polilor nu are nicio corelație cu dezvoltarea și evoluția umană. Se pare că aceasta ar putea afecta unele animale, cum ar fi balenele și unele păsări, care utilizează câmpul magnetic al Pământului pentru migrație și găsirea direcției. Deoarece inversarea geomagnetică durează câteva mii de ani, păsările se pot adapta la mediul magnetic în curs de modificare sau vor dezvolta alte metode de navigare. Dar oamenii de știință susțin că rata de declin este prea rapidă pentru ca nucleul Pământului pur și simplu să se epuizeze. În schimb, istoria povestită de ceramica antică sugerează că polii Pământului sunt pe cale de a se răsturna din nou. Potrivit British Geological Survey, câmpul magnetic al Pământului are în medie 4 sau 5 inversări a polarității la fiecare milion de ani. Iar noi acum suntem într-o perioadă în care acest eveniment întârzie. În prezent, noi nu putem determina cu exactitate dacă este sau nu câmpul Pământului pe cale să se răstoarne, a spus Dr. Forsyth. Noi am înregistrat câmpul Pământului doar timp de aproximativ 170 de ani, aproximativ 15% din timpul în care se așteaptă o răsturnare. Dacă o răsturnare va avea loc, ea ar putea cauza slăbirea scutului magnetic al Pământului pe o perioadă de mii de ani, dezgolind apărarea noastră și provocând pătrunderea radiațiilor cosmice. Noi avem un scut de apărare dublă, a spus și Jim Wild, un cercetător al spațiului de la Universitatea Lancaster. Spațiul e plin de lucruri care nu sunt benefice pentru țesuturile biologice. Dacă nu era să avem o atmosferă, aceste lucruri aveau să ne lovească. Asta, câmpul magnetic protejează atmosfera de vântul solar, a adăugat cercetătorul. Curioși să descopere cât de mare este probabilitatea inversării polilor magnetice ai Pământului, oamenii de știință vor continua studiile pe acest subiect. Prieteni, eu mă opresc aici. Vă mulțumesc și îmi iau la revedere de la voi, nu înainte de a vă mulțumi ca de obicei pentru că ați fost alături de mine. Vă aștept cu drag și data viitoare. Nu uitați, până atunci, să dați like și share și să vă abonați la canal. Pe curând, prieteni, numai bine!